Я тебя тут сантьям дену не миссия. Нам с вашим я портал, что со своим позивом мемориях воскресенье, а его за ассасинат и фамилия, и пинту диамантия, если это судя кончат. Cel mai mult, deci, și cred că era pus dinainte, deci ne-am dus când eram așa mic pe acolo și, uite, te prezentăm la o fată, deja mi se părea suspect ca un copil, să spunem, de câteva luni, să-i prezentați Iana la o fată, că avea o bradă, m-am ținut mai rar, eu nici nu știam exact data. Acum mergem acolo la familia. Și, bineînțeles, suspect, evident că e suspect, la câteva luni prezentați. El e ciudățenie din asta, strani. Și, bineînțeles, după aia am mai fost acolo și au căzut, mai te-am văzut că nu era nicio treabă bună și acolo, și te prins de prima dată și cu bradul ăla care era cam vestejit, cam îngrijit. Și după asta am mai fost, era ceva straniu cu jurul, balconul era mai mare, patru camere. De prima dată zice la stanică, fata totuși nu prea seamănă cu părinții. Și după aia am auzit discuțiile astea, că e pe acolo și că nu mai trebuie să mergi. E muncitor și că vreau și o mare fata și că fac două injecții din astea. Sistem cel diferit și ea că face un clivar din ăsta, un clevăci, lasul, dau niște firme din astea, clevăci, porno, criminali, să spunem, criminal porno. Și acum prin tenemuri prea văzau, dar rulau așa pe subterană. Cred că acolo l-am văzut și pe un poloneanu din ăsta, care are acum și care a avut o videotecă în centru după Revoluție și are o plăvărie pe acolo, tot individ dubios. Pe acolo, pe un cel echivalent, îi stau niște picioroange din astea strani, puse la fumat, cum spune, din niște gunoaie din astea, din bali, din vechi. Zviați lucruri suspecte. E, dar revin așa, la început la fata asta, se vedea că nu vreau, făceau destinile astea tragice, deci care destinul tragic înseamnă crimă. Și dacă îi făceau injecții de astea, stem cel de două tipuri, nu se plează codul meu. E evident că codul de genet. Pune la muncă și bineînțeles a murit. Auzi. Dar situația cu diamantele a amplificat cumva situația. Totul luau că e comunist, că e comunist, sperioas, supus. Astea sunt vorbele criminale. Se salute, se respectă. Când vedeți oameni din ăștia cu salutul, cu ăștia sunt criminali. Și v-am spus cum am văzut asta atunci. Bineînțeles, mie mi-au schimbat atunci, aveam un loc să plecăm din țară, pe carapil și ne stabileam acolo și tăteam niște din nou. Au avut numai gândul rei, asta și toată familia. Deci nu vreau să îi dai diamante, au închis cumva și apartamentul ăla cu patru camere, deci ca fata să nu se dezvolte normal, nu era dezvoltat. Eu când am fost după aia în facultate, cumva au făcut niște injecții din astea. Cu celule stem, să spunem, ca să fac un contact din ăsta puternic, bun. Chimic, să spunem, ca o bucșă, să prindă bine.
Și mi-au spus asta, am trecut situația, deci mie mi-au băgat de acum din clasa întâia, nu mai aduceam la luat nimic, deci el nu de este legat de casă. Făcut, eu vedeam că totuși obosesc, el luam la cu minciuni, aici, așa, sunt intelectual, de astea, bun. N-ai cum să fii și puterea în sport la fel. Deci asta făceau și vedeți că a murit, au ucis-o, la început, să spunem, pentru pământ, înainte, dar după aia au ucis-o și pentru acest diamant. Eu i-am spus ei, să spunem, un anul, doi de facultate, situația, o cam crezut ea, dar o crezut cam puțin. Nu prea avea că evidență că o ucis o. O ucis-o pe la acordul meu, la ramura asta, matematică, și o ucis-o. Eu i-am explicat toate lucrurile astea.